Acropolele din Atena nu vor mai putea fi vizitate în curând decât cu programare. Numărul imens de vizitatori de anul acesta determină oficialii greci să adopte politici de control al mulțimilor. În prima lună de vară turiștii care au admirat celebrul sit au fost aproape de două ori mai mulți decât în iunie 2019. Are you, are you, coming to the tree? Cel mai cunoscut sit al Greciei, Acropolei, este vizitat în medie de 17.000 de persoane pe zi. Nu odată ghizii au văzut turiști leșinând în timp ce așteptau la cozile imense. Navele de croazieră care descarcă mii de oameni în portul Pireu al capitalei Elene s-au transformat an după an dintr-o binecuvântare pentru bugetul Greciei într-o mare problemă. Dacă în trecut navele puteau transporta maximum câteva mii de persoane, acum au capacitatea de a găzdui zeci de mii de oameni. Cel puțin 30% dintre ei au bilete precumpărate pentru a vizita Acropole. Și chiar dacă turismul este principala sursă de venit pentru greci, au ajuns să se teamă că vestigiile antice cu care se mândresc vor avea de suferit din cauza numărului uriaș de vizitatori. De la 7 milioane de turiști pe an în 1970, Grecia a ajuns în 2023 la peste 30 de milioane, situându-se în topul celor mai vizitate state din lume. Turiștii sunt de trei ori mai mulți decât localnicii, iar această situație incredibilă vine la pachet și cu multe impedimente. La ce se gândesc oficialii greci ca să protejeze Acropole? Într-o primă etapă vor să implementeze un sistem de vizitare pe intervale orare stricte, puncte speciale de intrare pentru banda rapidă a grupurilor organizate, dar și emiterea de bilete electronice. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα και για, τους, και για το μνημείο και για τους επισκέπτες. Εμείς λοιπόν ζητάμε να, μία, ε, να υπάρξουν μελέτες που να αφορούν το πόσοι επισκέπτες μπορούν να μπαίνουν στα, μείζωνα, στα μεγάλα μνημεία, στα μνημεία της UNESCO. De altfel, turismul de masă îngrijorează și autoritățile din alte țări. Veneția, de exemplu, este luată cu asalt de peste 30 de milioane de turiști anual. Localnicii se simt adesea asediați, motiv pentru care în viitorul apropiat navele de croazieră nu vor mai avea voie să ancoreze în apropiere de centrul istoric. Probleme sunt și la Amsterdam, în Olanda, un oraș cu doar 860.000 de, de locuitori, vizitat de 18 milioane de turiști pe an. Primăria a interzis deja construire de hoteluri și deschiderea de noi magazine cu suveniruri. Pe renumita arteră pietonală a Barcelonei, rambla turiștii și localnicii aproape că se calcă în picioare, iar la Roma riști deja să primești o amendă de 400 de euro dacă te așezi pe celebrele trepte spaniole.